Suntem gata, putem începe. Ovidiu, n-am desfășurătoare. Nu-i nevoie? Da, da, are. Vă rog, domnul primar. Bună dimineața! Rog întreaga asistență să ne ridicăm pentru intonarea timnului de stat al României. Conformitate cu prevederile articolului 133 și articolul 134 din Ordonanța de Urgență 57 pe 2019 privind codul administrativ, a fost convocat prin dispoziția 968 din 16 a 2021 primarul municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară. În sală sunt prezenți un număr de 23 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Dau cuvântul domnului președinte de ședință. Vă mulțumesc, domnul secretar. Stimați colegi, vă asigur că voi conduce această ședință în conformitate cu legea. Vă doresc tuturor o zi bună. Vă rog să vă abțineți de la dialog, să vorbiți scurt și la obiect, pentru că unii spun că va fi o ședință lungă și n-are rost să o lungim mai mult decât trebuie. Domnule primar, am rugămintea să prezentați ordinea de zi a ședinței. Mulțumesc. Ordinea zi cuprinde un singur proiect, proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cât și programul de investiții pentru anul 2021 și prognoza pe următorii 3 ani. Punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 23 de voturi a fost 22 de voturi, domnul Manolache lipsește momentan. A fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese și de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Rugăm domnii consilieri care cred că sunt în această situație să anunțe. Nu avem altfel de situații, dau cuvântul domnului președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție, așa cum a fost transmisă pe mail fiecăruia dintre noi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Rog să faceți consemnările necesare. Domnul secretar, avem rapoarte? Favorabil. Domnul Crețu? Favorabil. Domnul Munteanu? Favorabil. Doamna Dinu? Favorabil. Domnul Chiciu? Favorabil. Domnul președinte, am luat avizele, puteți proceda la... Deci, stimați colegi, cunoaștem cu toții proiectul de pe ordinea de zi. Domnule primar, doriți să susțineți în amănunt proiectul dumneavoastră de buget? Vă rog. Stimați consilieri, stimată audiență, bugetul Bacăului pentru 2021 este un buget al speranței, este un buget al dezvoltării. Un buget care ne asigură o absorpție semnificativă pentru noul val de fonduri structurale.
Vreau să mulțumesc în primul rând celor doi viceprimari, domnul viceprimar Miloșanu și domnul viceprimar Ghingheș, și administratorului public, directorilor din cadrul primăriei, cât și directorilor subordonatelor pentru efortul făcut în ultimele luni pentru a contura acest buget. Înainte de a vă prezenta câteva cifre, aș vrea să vă explic filozofia acestui buget. Suntem între două perioade de fonduri structurale, una care se termină și una care de-abia începe și este încă în dezbatere și negociere la nivelul Comisiei Europene. Bacăul a rămas în urmă. A rămas în urmă atât în Moldova cât și în țară în general și doar o pregătire pentru aceste nou val de aderare ne poate asigura o dezvoltare în următorii ani. Atât din fondurile PNRR, Plan Național de Relansare și Reziliență, cât și din programul operațional nou. Principiile care au stat la bază acestui lucru au fost de bun management al banilor, astfel încât alături de toți directorii de subordonate am reușit să scădem bugetele de funcționare la minimele legale și angajate. Și am prioritizat un buget semnificativ pentru partea de dezvoltare. Aceasta ne va asigura o dezvoltare a orașului, un mediu prielnic pentru copiii noștri, o atmosferă care să facă din acest oraș să fie din nou atractiv pentru tineri și îmi doresc ca toți frații și surorile noastre plecați în afara țării să poată reveni acasă în Bacău. Este un buget care respectă generațiile de acum, dar care asigură și băcăuanilor un viitor în orașul lor. Este un buget pentru băcăuani, indiferent de opțiunile lor. Cifrele mari. Avem un buget care ajunge la 564 de milioane de lei, din care bugetul local aproximativ 448. Dintre aceștia, avem o sumă de 133 de milioane care merge înspre investiții. O sumă dublă față de bugetul anului trecut. Fonduri suplimentare pentru domeniile cheie alocate. În educație, dacă anul trecut au fost 25 de milioane, anul acesta avem 50 de milioane. Deci, creștere de 100%. Anul trecut în sănătate au fost 18 milioane, anul acesta vor fi 24. Deci o creștere de peste 30%. Protecția mediului, din nou o creștere de peste 30%, de la 67 la 87 de milioane. Transporturile, pentru că știm că avem o problemă cu infrastructura rutieră, avem anul acesta un buget dublu pentru transporturi, care va asigura întreținerea șoselelor, reabilitarea de trotuare și străzi. Parcurile, zonele verzi și bazele sportive, din nou, au un buget mai mare, cu peste 20%. Din toate acestea, cheltuielile cu salariile sunt sub 10% din bugetul local. Și în perioada următoare, prin nouă organigramă, vom scădea și mai mult aceste cheltuieli de funcționare. Esența bugetului sunt investițiile. Și am să vă prezint câteva din principalele proiecte în pregătire sau care vor fi executate anul acesta. La școli. Esența care ne-o dorim pentru viitorul nostru. Avem grădinița și creșă la Colegiul Carpan. Spații cu destinație grădiniță în incinta grădiniței 27. Construire, grădiniță și creșă la Nicuienea. Centrul bugetar Mihai Drăgan, o nouă creșă. Avem prin o aplicație POR reabilitarea Colegiului Grigore Antipa. Avem construirea, de fapt, repararea sălii de sport la Școala Domnița Maria. Modernizarea atelierilor de la Grigore Antipa, care nu au mai fost de mult timp îngrijite. Un corp nou la grădința 18, îmbunătățirea performanței energetice la Colegiul George Apostu, la fel și la Alecu Ruso, modernizarea și reabilitarea Colegiului Carpan și un nou val de pregătire pentru a moderniza și utila spațiile din curțile școlilor, astfel încât acestea să fie accesibile băcanilor și după programul școlar. Pregătim un centru administrativ nou, integrat, în colaborare cu Consiliul Județean. Pentru că suntem și într-o criză medicală, nu am uitat nici sănătatea. Susținem în continuare Spitalul de Pneumofiziologie cu cofinanțările necesare pentru dotarea, modernizare și extinderea corpurilor de acolo. În 2013, Consiliul Local Bacău vota o asociere pentru a crea un centru integrat SMURT, în care va funcționa și Serviciul Județean de Ambulanță. Pentru prima oară am bugetat bani necesari realizării studiului de fezabilitate pentru acest proiect, după mai mult de 8 ani de zile în care a fost neglijat. De asemenea, ne-am propus să reabilităm și să modernizăm toate dispensarele medicale, în număr de peste 8. Avem două PT-uri
pentru care am bugetat banii incipienți pentru destinația de centru de permanență. Dacă suntem sănătoși și avem și școală, trebuie să facem și sport, astfel încât, așa cum s-a decis în acest consiliu anul trecut, bugetăm banii pentru studii de fezabilitate pentru stadionul municipal în noua locație aprobată la general Ștefan Gușe. De asemenea, reabilităm și modernizăm baza sportivă Lucrețiu Avram, baza incipientă. Ambele parcuri mari, Parcul Cancicov și Parcul Ghereiești, am bugetat bani pentru modernizarea lor, astfel încât să putem câștiga o finanțare din Planul Național de Reziliență și Relansare. Pentru a eficientiza și mai mult funcționarea, vom amenaja o pepinieră în zona Ghereiești, pepinieră care va furniza materia primă pentru toate amenajările din oraș. De asemenea, este necesar să finalizăm insula de agrement, un obiectiv încă nefinalizat, și pentru acesta avem din nou o sumă alocată. Apoi, am bugetat bani pentru achiziția hotelului central, așa cum a fost el aprobat aici, și modernizarea acestuia. Amenajăm locuri de joacă noi, Parcul Catedralei, Cornița Bisteței, Strada Toamnei sau zonele ANL 50B sau numărul 23. Bugetăm cofinanțări pentru toate proiectele europene ale fostei administrații. Și anul acesta vom începe reabilitarea și modernizarea creșelor 3 și 9 a sistemului de iluminat public stradal. De asemenea, continuăm demersurile pentru realizarea parcului industrial din strada poligonului. Printr-un studiu de fezabilitate, cerință legală pentru a primi acest statut, astfel încât investitorii care vor veni acolo să aibă un serviciu fiscal diminuat. Pentru prima oară vom construi 7 platforme subterane pentru colectarea gunoiului selectiv din cadrul orașului. Facem demersurile pentru a închide celula 1, pentru care plătim sume semnificative, nefiind finalizată investiția. Continuăm realizarea stației de demanganizare și a frontului de captare și, mai mult, vom începe proiectul amânat în anul trecut de reabilitarea sistemului de vane de la rezervoarele Barați. Investiție esențială pentru finalizarea rezervei de apă. Continuăm modernizarea sistemului de termie centralizat prin racordarea Spitalului Județean și a Colegiului Economic la acest sistem de viitor. Mai mult, vom moderniza și turbina principală de cogenerare, lucru care din nou ne va face economii la bugetul local. Și, în ultimul rând, vom începe ultima fază de modernizare a sistemului de termoficare prin reabilitarea rețelelor primare sau rețelelor de transport. Străzi. Am reușit să primim din partea Guvernului și a Parlamentului al treilea cel mai mare buget pentru un municipiu din România. Pe lângă o parte din investițiile, vom putea finaliza strada Siretului, jumătate din ea fiind încă de pământ, strada Sălciei și din bugetul local vom construi strada prelungirea Bradului, ultima fază, precum și vom finaliza strada Corbului. Astea sunt străzi care vor intra în modernizare. Pe lângă acestea, avem un buget generos pentru reabilitarea străzi, trotuare, ridicări la cotă și reparațiile curente. Alte proiecte mari pentru a încheia este studiul de fezabilitate pentru al doilea pod de Bistrița, un proiect care există în strategia integrată de dezvoltare urbană, dar până acum nu s-a făcut nimica pentru el. Anul acesta vom avea primul studiu de fezabilitate, lucru care ne va face eligibil pentru noul val de fonduri europene. De asemenea, ținând cont de problema parcărilor, am bugetat la fel primii pași pentru două parcări supraterane, în zona 9 Mai Bulevardul Unirii și în strada Mărășești 12-18. De asemenea, avem un proiect pilot în zona podului Narcisa, pentru reconversie urbană în acea zonă, precum și un proiect integrat de amenajare de parcări, în locul bateriilor de garaj, garaje pentru strada Carpați, Mioriței, Bradul Tipografilor, Ștefan cel Mare, Martir Horia, Ardealului și Mioriței. Pentru prima oară luăm măsuri pentru îmbunătățirea stării de siguranță și securitatea elevilor, astfel încât finanțăm pentru 7 școli toate dotările necesare obținerea autorizațiilor ISU, lucru care ne va asigura că copiii noștri vor merge în siguranță la acele școli. De asemenea, tot împreună cu Consiliul Județean am bugetat două proiecte, străpungerea stradului Șafranului cu strada aeroportului și rutieră paralelă cu pârâul Bârnat. De asemenea, la solicitarea unor consilieri,
am introdus și un studiu de trafic pentru reorganizarea circulației în inelul central, 9 mai, Unirii, Nicolae Bălcescu, Mărășești, pentru a îmbunătăți acolo condițiile de trafic. Acesta este, într-un scurt rezumat, proiectul de buget pentru anul 2021. Este un buget pentru toți băcăoanii, este un buget în care funcționarea este la minim și mă bazez pe bunul management al directorilor din primării și de subordonate. Este un buget care accentuează dezvoltarea și viitorul orașului. Vă invit să dezbatem asupra lui cu calm și răbdare și dragoste de băcăoane. Am încheiat, domnule președinte. Domnule primar, eu vă mulțumesc și vă felicit pentru activitatea laborioasă pe care ați făcut-o în legătură cu acest buget, care se vrea fără doar și poate extrem de generos. Cred că ar putea fi și mai generos în legătură cu investițiile și în numele meu personal vă mulțumesc că ați prins în studiu de trafic pe care l-ați comandat și propunerea mea de organizare a fluidizării circulației pe inele concentrice. Așa cum văd eu această ședință de azi în economia ei, cred că ar trebui să facem niște discuții pe marginea proiectului, așa cum a fost el formulat de către domnul primar odată, după care va trebui să vedem dacă sunt amendamente de formulat la acest proiect și dacă sunt amendamente, trebuie să le luăm și să le discutăm pe fiecare în parte și să le supunem la vot pe fiecare în parte. Sens în care eu vă solicit să fiți atenți la discuții și încă o dată să nu lungim vorba, însă mai înainte de a intra în discuțiile propriu-zise asupra bugetului, am fost înștiințat mai înainte de începerea ședinței că sunt persoane din societatea civilă care doresc să se adreseze Consiliului și poate că ar fi potrivit să-i ascultăm înainte, ca astfel opiniile pe care le exprimă cetățenii din Bacău să poată fi ascultate și eventual cuprinse în conținutul eventualelor amendamente. Eu am înțeles că din partea elevilor băcăoani sunt două persoane care doresc să ia cuvântul, dar aș vrea să întreb dacă mai sunt și alte persoane în afară de reprezentanții elevului care ar dori să ia cuvântul ca să pot structura dumneavoastră de la sport. Domnul Gavriliu, da? Dacă am reținut bine. Bun, păi atunci să începem cu domnii elevi, poftiți. Domnul președinte, îmi cer scuze, o mică mențiune pentru domnul primar, poate nu știe, fiind din Brăila, strada Șafran nu există în municipiul Bacău. Fostul Rabin Șafran este cetățean de onoare al municipiului Bacău. Da, haideți să lăsăm acum, domnul primar, vă rog. Bun. Acum, haideți să ne ducem ședința. Am înțeles punctele dumneavoastră de vedere. Reprezentanții elevilor rog să susțină primii. Vă rog să anunțați cine sunteți, de la ce unitate de învățământ proveniți și în numele cui vorbiți și să vorbiți ce aveți de vorbit, vă rog, scurt și la obiect. Vă mulțumesc. Bună ziua. Numele meu este Stanca Daniel Dragoș. Sunt vicepreședintele Asociației Elevilor din Bacău. Și astăzi mă adresez dumneavoastră pentru a clarifica o probabilă problemă, o sigură problemă cu care ne confruntăm în momentul de față. Este vorba despre problema burselor din Bacău. În ultimele luni, împreună cu Asociația Elevilor, am început demersuri de a clarifica această problemă. Este vorba despre subbugetarea acestora și din niște legi care clarifică câte burse ar trebui să fie, cât ar trebui să fie cuantumul acestora, și bugetarea lor, sursele, mă refer aici, sursele din care acestea ar trebui să fie bugetate. Pentru a prezenta un scurt istoric al acestor burse, aș dori să vă prezint hotărârea de guvern. Este vorba despre hotărârea de guvern 1064 din 2020, care clarifică cuantumul minim al acestora, de 100 de lei. Deci avem în primul rând această hotărâre de guvern. În al doilea rând, avem Legea Educației Naționale, care clarifică prin articolul 82 și articolul 105 că este nevoie să dea o hotărâre de Consiliul Local pentru acordarea burselor pe care o avem. Și finanțarea acestora, articolul 105, aliniatul 1, finanțarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale și alte cheltuieli asociate procesului de învățământ, aliniatul 2. Finanțarea
complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație pentru următoarele categorii de cheltuieli. La litera D ne se prezintă cheltuieli cu bursele. Cu alte cuvinte, bugetul local trebuie să finanțeze complementar obligatoriu prin acest aliniat bursele. Legea bugetului de stat a fost aprobată și din nefericire au fost aprobat un număr infim de bani față de cât ar fi trebuit să fie bugetat. Este vorba de undeva la 28% din fondurile necesare venite din partea statului pentru finanțarea burselor. Noi am, bineînțeles, am cercetat problema. Este vorba de o diferență de undeva la 2 milioane de euro, dacă nu mă înșel, poate mai mult. Practic, foarte multe burse care ar fi trebuit să fie date, acum riscă să nu fie bugetate, tocmai din această priveliște. Inspectoratul Școlar Județean a emis pe data de 31-a 3-a o decizie prin care repartizează aceste fonduri venite de la stat, aceste 30% din suma totală ar care ar fi trebuit să vină. Important de menționat în acest moment ar fi că există un ordin de ministru 5576 pe 2011 care clarifică criteriile de acordare. Este vorba de stabilirea numărului. Chiar dacă în legea educației naționale se spune că Consiliul Local stabilește prin hotărâre de Consiliul Local numărul, acest număr trebuie să fie în concordanță cu criteriile de acordare a acestui număr de burse. Cu alte cuvinte, Consiliul Local trebuie să ofere numărul minim stabilit prin criterii. Spre exemplu, la bursa de merit trebuie să ai 850 ca să iei bursă. Dacă Consiliul Local gândește că trebuie să ofere mai multe și dorește și are posibilitatea să ofere mai multe burse, în regulă. Nu poate să ofere mai puține burse. Pentru bugetul de astăzi, bugetul pentru burse alocat prin finanțare complementară este unul minuscul față de cât ar fi trebuit să fie acordat. Și aici puteți să mă completați sau să mă completați. Practic, riscăm ca peste 70% din elevii din Bacău care ar fi trebuit, conform hotărârii de guvern, ordinului de ministru, legii educației naționale, Constituției, să primească burse, nu vor primi. Ni s-au adus diferite argumente și că nu există bani și că nu se dorește și că nu se poate și că nu există pârghii legale. Însă doresc să vă amintesc că orice lege se bucură, până la proba contrarie, de prezumție de legalitate. Legile trebuie interpretate ca atare și luate de bune. Dumneavoastră trebuie să respectați ordinul de ministru care clarifică care e numărul de burse, quantum minim, legea educației și Constituția. Dacă doriți să o interpretați sau etc., nu puteți până la retragerea acestor legi de către emitent sau prin contencios administrativ. Dacă hotărâți că există o problemă, aveți ca și Consiliul Local, ca și instituție, calitate procesuală activă și puteți iniția demersurile necesare pentru a clarifica această problemă legală. Însă până atunci sunteți obligați prin această lege să luați o hotărâre de Consiliul Local prin care aprobați în concordanță cu criteriile de acordare a burselor numărul de burse necesar și să bugetați conform pentru a nu exista probleme la acordarea burselor. Orice elev peste 850 trebuie să obțină burse și este total inadmisibil și iresponsabil să fie votat împotriva legii. Nu ne permitem acum, mai ales în condiții de pandemie, în acest context socioeconomic precar cu care se confruntă fiecare elev din județul nostru, deși nu pare, pentru unii, nu ne permitem să încălcăm legea oricând, dar mai ales acum, când elevul are mai mult ca niciodată nevoie de ajutor. Mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc. Mai dorește să ia cuvântul și colega dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult. Vreau să fac o completare a ceea ce a spus colegul meu, Dragoș. Din păcate, noi avem oarecum o dovadă negru pe alb a faptului că bursele se vor acorda conform deciziei numărul 150, respectiv un
un răspuns către Liceul Vasile Alexandrii, care a trimis, pic mai tare, eu nu vă aud, care a trimis, care a trimis către primăria dumneavoastră numărul real de beneficiari și a primit răspuns înapoi să se consulte cu anexa numărul 5 a deciziei de la ISJ, care totuși diminuează un număr de beneficiari și în acest sens îi prejudicează. Cred că o completare necesară aici ar fi să vă ofer un pic de context. După primirea acestui bugetului mic de la stat, Inspectoratul Școlar Județean a venit și a oferit o decizie prin care hotărăște unde se duc acești bani care au venit de la stat. Termenul legal este fondurile oferite prin sume din taxă pe valoare adăugată. Foarte multe primării și inclusiv primăria noastră, din conversațiile pe care le-am avut, au hotărât subit că exact câte burse sunt aprobate de această decizie, care sunt, bineînțeles, undeva la 30%, pentru că atâția bani au venit, atâtea trebuie să fie în total și practic atâtea vor fi în final, nu numărul de 100%. Încă un lucru pe care doream să-l adaug aici, toate școlile au fost înștiințate de către inspectorat sau primărie, nu știm aici, că trebuie să se hotărască, să aleagă practic din bursele respective, contrar ordinului de ministru care hotărăște criteriile necesare, să încadreze în bani, practic, pentru că nu sunt destui. Și Consiliul Local, respectiv primăria, nu va dori să finanțeze complet, conform legii, prin finanțare complementară, toate bursele și va exista acest deficit. Totodată, aș dori să-l întreb pe domnul primar dacă nu va aproba acest buget total pentru toate bursele și să fie bugetate în procent de 100%. El ne-a scris într-o adresă, pe care am o conversație pe care am avut-o cu dânsul, cu primăria până la urmă oficial, în care îl informam despre situație, domnul știe de câteva luni de zile, despre situație, că așa cum ați fost informați până acest moment, bursele aferente semestrului 1 al anului școlar 2020-2021 vor fi achitate retroactiv pentru toți beneficiarii care îndeplinesc condițiile ordinului 5576, acela cu criteriile, după aprobarea bugetului local. Cum puteți să vă îndepliniți această promisiune dacă nu aprobați bugetul necesar acesteia? Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Deci eu înțeleg din cuvântul dumneavoastră că bursele elevilor sunt achitate din două surse de finanțare. Corect. Una de la statul român și una de la Consiliul Local Bacău. Da. Când statul român n-are bani, ceea ce e de mirare că potrivit Constituției procesul de învățământ încă e gratuit în țara asta. De acord cu dumneavoastră. Da? Trebuie să compenseze Consiliul Local cu o sursă de finanțare suplimentară și că ați discutat cu domnul primar care v-a promis acest lucru, dar în realitate nu se regăsește în alocația bugetară. Da. Vedeți, asta era toată istoria, nu trebuia să ne spuneți chiar atât de multe, că am înțeles din prima. Eu vă mulțumesc frumos pentru dezvoltura cu care v-ați prezentat punctul acesta de vedere. Vă asigurăm că am înțeles problema dumneavoastră și eventual vă invităm să rămâneți până la sfârșit să vedeți dacă vom fi în stare să găsim și o rezolvare la această problemă care pentru elevii din Bacău este deosebit de presant, înțeleg. Vă mulțumesc pentru cuvântul dumneavoastră. Domnul Gavriliu, vă dau cuvântul. Iertați-mă o secundă. Domnul primar, aveți să răspundeți ceva domnilor elevi? Poate să că ar fi bine să luați cuvântul acum. Aspecte. Da. Legea, așa cum prevedea, prevede doi responsabili pentru finanțarea acestor burse. Mai ales că inițiatorul și cuantumul minim este guvernul. Pledoria dumneavoastră, cum că dacă guvernul nu a alocat suficienți bani, celălalt partener prevăzut în lege este obligat să le acorde, nu este una care să susțină mai mult. Noi mai suntem condiționați și de alte două aspecte. Una este hotărârea de Consiliul Local inițială, care prevedea o condiționare a oferirii burselor de o sursă la guvern. Și trei, noi nu avem o relație pe această linie directă cu școlile, ci prin inspectorat. Inspectoratul ne-a subliniat aceste burse și câte sunt. Indiferent de suma alocată acum, lucrurile se pot regla ulterior prin modificarea hotărârii Consiliului Local, care prevedea cuantumuri peste minimile legale, sau la rectificare. Din nou, afirmația dumneavoastră că bugetul nu a respectat legea în acest moment, iar nu se susține pentru că
oricum ar fi ele repartizate, sumele sunt necesare să fie plătite burse până la rectificare. Deci, în eventuală nerespectare acestei obligații legale, fie din partea Consiliului Local, dar fie din partea Guvernului, poate fi stabilită în mod concret de abia anul viitor, sub nicio formă acum. Cât despre obligațiile care credeți că incumbă, nu funcționează așa, există principiul autonomiei bugetare în toate consiliile locale. Nu vreau să intrăm într-o polemică, am avut discuțiile acestea, am avut și cu juriștii din primărie și cu responsabili și cred că am clarificat suficient asta. Este o situație în care nu se vine în sarcina noastră toată responsabilitatea. Mai mult, noi am bugetat încă o dată peste ce ne-a alocat guvernul. Deci, eu cred că bugetul, așa cum este, partea de Consiliu Local își îndeplinește atribuțiile. Urmând apoi, poate guvernul va veni și va aduce banii suplimentari pe care trebuia să-i aducă. Sau poate inspectoratul și va modifica decizia. Vă mulțumesc. Se poate? Nu, nu, nu v-am dat cuvântul. Eu cred că domnul primar a fost clar. Eu v-am invitat să luați loc să vedeți că bugetul ăsta care l-a propus domnul primar și cu privire la care dumneavoastră aveți o obiecțiune legată de câtimea sutei care este alocată burselor studenților, este doar o propunere. Abia după ce va trece prin votul Consiliului Local, vom vedea care este suma reală alocată și veți avea sau nu veți avea o nemulțumire în legătură cu aceasta. N-are rost să polemizăm, lucrurile sunt foarte clare și cred că le-am sintetizat foarte clar și eu și dumneavoastră și domnul primar cu atât mai mult. Domnul Gavriliu, vă rog să luați cuvântul și dumneavoastră pentru sport ca să putem trece la dezbaterile noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Am să profit de această ocazie. Sunt tânăr, da. Mulțumesc. Pe 3 minute pe cronometru am să încerc să fiu succint, să sintetizez două probleme distinctive. Pentru că CSM Bacău este sub egida Consiliului Local, funcționează sub egida Consiliului Local, trebuie să vă transmit punctul meu de vedere, bineînțeles. Unele părți subiectiv, în cele mai multe părți am eu pretenția că sunt obiectiv. Legat de ultimele evenimente, de 7 luni de zile, eu personal la CSM Bacău nu mai fac sport, se trage în rafală, sunt supus unor presiuni, continue, au fost plângeri penale, știți cu toții, comisie de disciplină, am fost băgat de 2 ori în comisia de disciplină în urma unor referate făcute de 2 angajați, s-a dovedit a fi ilegal, care au și demisionat după aia, corp control primar doar pentru simplu fapt că mi-am luat concediu de odihnă. Cu niște vicii de procedură am realizat după aia că s-au făcut niște greșeli și am fost întors din concediu, chiar dacă am și niște probleme de sănătate, este vădit că se vrea postul de director. Nu sunt ipocrit, știu ce înseamnă politica, nu sunt străin de politică, vreau doar să-i adresez domnului primar să-mi ceară demisia acum în fața dumneavoastră. Eu îmi depun demisia pe masa Consiliului Local acum, în momentul ăsta, alături de contractul cu băcăuanii pe care îl invocați dumneavoastră pe birourile dumneavoastră. Sunt de 35 de ani în sport, de 4 ani director, umilit în halul ăsta n-a fost niciodată. Bineînțeles că am orgoliu personal, ar fi trebuit să-mi dau demisia, dar ce m-a ambiționat să nu-mi dau demisia, pentru că mi s-a transmis că dacă nu părăsesc postul, vor fi plângeri penale. Asta m-a ambiționat mai tare, să rămân și asta am și făcut. Voi merge până la capăt, bineînțeles că voi face și eu niște sesizări, plângeri penale pentru hărțuire și abuzuri. Ăsta este un aspect pe care mi-ar fi plăcut să nu vin în fața dumneavoastră să vi-l relatez. Cel de-al doilea aspect legat de bugetul CSM Bacău, vreau să vă spun că nu s-a fixat printr-o comunicare primărie CSM Bacău, decât printr-o simplă adresă prin care ni s-a transmis bugetul. Nu este o... este efectiv după ureche, așa lăutăresc din punctul meu de vedere, ca la paușal, așa, asta e suma, descurcați-vă. Nu avem o strategie, nu știu, pe sport, pe secții, pe ramuri, pe habar n-am. Doar ni s-a propus o sumă, nu știu de unde a venit acea sumă, pe mine nu mă întreabă nimeni. Și să întrebi, să propui un buget la CSM Bacău fără să te sfătuiești în detaliu cu cel care conduce clubul de 4 ani, iertată-mi fie metafora nevinovată, e ca și cum ai purta ciorapii albi la costum.
adică nu are nicio dizonanță totală. Este părerea mea umilă, chiar dacă sunt un pic mai nu știu, dur poate în afirmații, cred că sportul merită mai mult, cred că trebuie trecut chiar la investiții sportul, pentru că investim în copii, investim în oameni, investim în sănătate, investim în mental, investim în tot. Mai mult de atât, bugetul nu este pentru Gavrilo Adrian, nici pentru Damian, care se laudă peste tot că va veni în locul meu. Bugetul este al CSM Bacău, bugetul este al grupelor de copii, bugetul este al echipelor, acelor echipe despre care se spunea în campanie, echipa de fotbal care retrogradează, că s-au furat banii, că unde-s banii, că sunt milioane și echipa e pe loc retrogradabil. O echipă să nu mai retrogradeze, trebuie să primească bani mai mulți. Acum se propunea să tăia bani. Echipa de handbal, la fel, este un joc scump, transferuri scumpe, 7.000 de euro, 6.000 de euro, 5.000 de euro, este piața națională, nu o face Gavrilu. Banii nu se duc la Gavrilu, chiar dacă sunt multe vorbe. Eu gura lumii nu pot astupa și nimeni nu poate astupa. Da, se pot face reduceri, 10%, putem strânge cureaua, dar nu 30 ceva la sută cât se propune. De la 8.600.000 cât am avut bugetul, la 6.100.000. Trebuie să hotărâm ce desființăm. S-a mai invocat să aduc sponsori. Da, îi transmit domnului primar, pentru că este manager și dumnealui, ca și mine, greșeli să fac. Se pare că și la cabinetul primarului s-au făcut greșeli, nu numai la CSM Bacău, cu angajările mă refer. Mari sponsori nu vin pentru Gavrilo Adrian. Mari sponsori vin pentru relația cu primarul municipiului Bacău și Consiliul Local. Gavrilo Adrian a putut să aducă 20.000 de euro sponsorizări în an de pandemie, cea mai mare sumă adusă de un director la CSM Bacău. Sponsorii mari care și așa nu mai vin spre sport, nu vin în relația cu CSM Bacău. E clar, cine nu recunoaște e ipocrit. Trebuie să vedem ce direcție dăm clubului, trebuie să vedem dacă desfințăm ceva sau nu. Repet, cureaua se poate strânge din pic, să mai pot face reduceri, mai putem strânge, mai putem renunța la unele. Cu toții trebuie să punem umărul la reducerea cheltuielor de funcționare. Un 10%, dar 30 ceva la 100 dă totul peste cap. Cam atât vreau să vă spun. Mulțumesc că m-ați ascultat și îmi pare rău că vin cu un tonus negativ, să zic așa. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Gavrilu. Domnul primar, o replică? Nu nicio replică, o să fie o discuție despre sport. În primul rând, domnule director, vă reamintesc că sunteți director într-o instituție publică și în cadrul proiectului de buget ar fi fost bine să nu veniți cu remarci politice, dar înțeleg că nu vă puteți abține. Eu să știți că voi avea stăpânirea să nu intru în discuții politice, pentru că la mijloc este un oraș, nu este dumneavoastră și orgoliul dumneavoastră. Referitor la bugetul CSM Bacău, a fost discutat cu reprezentanții CSM Bacău. Dacă ați fi venit la acele ședințe și nu ați fi trimis reprezentanți, ați fi știut. Iar reprezentantul CSM la discuție a fost de acord cu propunerea buget, inclusiv cu ultima reducere de 10% pe care am solicitat-o tuturor subordonatelor. Și sunt martori toți directori de subordonate. Referitor acum la cheltuieli propriu-zise. Echipa de handbal a CSM Bacău este principalul consumator de bani din tot bugetul CSM-ului. 6,14 milioane, din care peste 70% în această echipă. Am să vă spun, comparativ cu alte echipe de handbal, domnul director afirmă că ar trebui să turnăm în continuare găleți de bani în ceva ce nu funcționează. Echipa Turda, care este pe locul 2 în clasamentul FRH, are 85% din bugetul nostru. Și cu toate astea este locul 2. Echipa Focșanului, locul 6 în clasamentul FRH, are jumătate din bugetul nostru și este pe locul 6. ACSHC Buzău are 65% din bugetul nostru și este pe locul 8. În timp ce Bacău, cu cel mai mare buget dintre primii 10 din acest clasament, are un buget de 1,3 milioane de euro în anii trecuți. Activitatea clubului CSM Bacău în ultimii 2-3 ani s-a desfășurat în 11 secții, două secții, din care două sporturi de echipă și 9 sporturi individuale, cu un buget aproximativ de o medie de 8 milioane de lei, din care, repet, cea mai mare parte este la secția de handbal și în special pentru echipele de seniori. Din analiza efectuată, modul de gestionare și a cheltuielilor fondurilor provenite exclusiv din banii municipalității, au reieșit multe aspecte negative legate de oportunitatea și eficiența alocărilor bugetare. Să vă dau un exemplu.
echipa Clujului, CFR Cluj, are finanțare doar 10% publică, restul fiind privată. În cadrul acestei echipe au fost negociate, semnate contracte STEM de mari, care nu au avut o eficiență în planul performanței. Sumele imense nu au corespuns sub nicio formă cu rezultatele. În același timp au existat inechități majore în alocarea bugetară pe secții, fiind ramuri privilegiate, iar alte ramuri, care deși au avut rezultate naționale și internaționale, au fost total neglijate. Și aici mă refer la box, la lupte, la natație. Avem o secție de haltere, care nu are de ani de zile sediu. Și cu toate astea avem rezultate europene. Din club au fost alungați antrenori cu experiență, expertiză și oameni de valoare recunoscuți, nu doar în Bacău, ci la nivel național. Și aici mă refer la profesorul Galeru, antrenorul lotului olimpic de înot, eliminat de directorul actual din cadrul CSB Bacău, Gabriel Armanu, un antrenor emerit de handbal, sau Ioan Butucaru, un antrenor emerit de lupte, cărei se datorează mulți campioni băcăuani. Echipele de copii și juniori au fost total ignorate, lucru care a dus aproape în totalitate la pierderea tinerilor crescuți la CSM handbal în anii precedenți. Majoritatea lor fiind de fapt de valoare, dar nu evoluează la noi, ci în Liga 1, în alte cluburi. În schimb, au fost aduși jucători din afara României, cu sume colosale, contracte de 7-8.000 de euro. Nenumărate scandale, polemici, controverse au fost implicate conducerea clubului în ultimii ani și au afectat imaginea CSM și, bineînțeles, că au îndepărtat investitorii privați care ar fi putut să vină să contribuie la această echipă. Ținând cont de toate aceste aspecte, eu consider că pentru anul 2021, printr-o alocare și cheltuire bugetară mult mai atentă și mai eficientă, vom obține rezultate notabile la competițiile care contează cu adevărat, campionate naționale, internaționale, chiar și cu un buget diminuat, așa cum se întâmplă la toate celelalte subordonate. Voi reveni în fața dumneavoastră cu proiectul de sport de masă, care este finalizat, în care vor fi 4 parteneri mari, universități, direcții care se ocupă de organizarea sportului, primăria, dar și inspectoratul școlar. Cred că un management bun se poate descurca, mai ales că banii alocați acoperă integral toate angajamentele și nu pune în pericol pe nimeni. Astfel trebuie depuse eforturi, pentru ca niciun leu din banii băcălăni să nu mai fie aruncat pe apa bisei și să avem un echilibru între ce se investește și ce rezultate sunt. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnul primar. Domnul Gabrieliu, vă mai dau cuvântul un minut. Dar da, în mintea mea, noi n-aș vrea să mergem cu discuția... Nu, dar trebuie să am spus lucruri total. Într-o chestiune de strict tehnic, deci SM, da, strict un minut. Tehnic sportiv. Deci exact pe un buget. Minut. Este o ședință de buget. Exact dacă un aveți... minut strict pe buget, da? Pe sport. Deci CSM Bacău are al 13-lea buget din țară, din cele 16 echipe, nu cum spune domnul primar. Cele două echipe pe care le-am menționat, vreau să-mi spună de unde are dumnealui acele bugete. Probabil este doar o parte din bugetul echipei Turda. Nu poate să stea niciodată în lumea asta o echipă pe locul 2 cu bugetul pe care le spune domnul primar. Sunt date eronate, total eronate. Aceia antrenori despre care a spus dumneavoastră Gabriel Armanu, era un antrenor care are 6 sesizări depuse la directorul Gabriel Adrian, așa cum dumneavoastră ați primit sesizări despre mine, a primit 6 sesizări, un antrenor incomod și imposibil de lucrat cu el, era firesc să se ajungă la un moment dat acolo, l-am schimbat de la Liga Națională, a plecat singur după aia. Echipele de juniori au fost desfințate pentru că dumneavoastră țineți la copiii băcăuani, iar echipele de juniori aduse de Gabriel Armanu erau 80% din afara Bacăului și cheltuiau 200.000 de euro de la bugetul CSM Bacău pentru copii care erau din afara Bacăului. Și am făcut reorganizare de dragul dumneavoastră, că a spus, pentru copiii băcăuani. În campanie. Îmi spuneați în campanie și înainte să vă cunosc spuneați chestia asta. V-am simțit. Domnul deci am Gabriel, fost pentru copiii băcăuani. Haideți să revenim la buget. Nu-mi dați exemplu de antrenori, că sunt antrenori de lot național și am ajuns la nivel mondial. Nu trebuie să-mi dați exemplu de antrenori de elită pe care am eliminat eu, iar domnul Butucaru a plecat singur de la CSM Bacău, nu l-a dat nimeni afară. În primele luni de directorat ale mele. Acum Bine. Vă folosiți niște chestii ca să vorbiți frumos, să îmi dați niște contraargumente, să mă denigrați. Eu vă înțeleg reacția, dar datele pe care le-ați dat sunt total eronate. S-a investit în copiii băcăuani, handbalul CSM Bacău are al 13-lea buget din cele 16. Ăsta este pur adevăr. Dacă vreți să ne confruntăm pe cifre și date exacte și pe ce scrie ProSport, nu ce, pe ce vă dau dumneavoastră, ce informații vă dau dumneavoastră răutăcioșii sau oamenii care
Nu mă suportă că orice om are detractori și dumneavoastră aveți, dar datele reale le găsiți la mine, domn primar. E clar că nu este o comunicare între noi doi, pentru că nu o vreți. Vă mulțumim. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Să luăm cuvântul pe proiectul de buget. Deci, așa după cum am anunțat la început, aș vrea să vorbim direct pe proiectul de buget, dacă sunt considerații generale, după care vom ataca amendament cu amendament, firește dacă sunt amendament. Dacă sunt înscrieri la cuvânt pentru prima listă, domnul Ghingheș, domnul Ștefan Dragoș, altcineva, vă rog să țineți mâinile ridicate ca să vă văd. Domnul Diaconu, l-am văzut, da. Cine? L-am văzut și pe domnul Șova. Și domnul Chirilescu. Și domnul Huluță? Mai sunt înscrieri la cuvânt, v-am văzut, v-am notat, sigur că da. Mai sunt înscrieri la cuvânt, mai întreb o dată. Nu, domnul Ghingheș, sunteți primul, se pregătește domnul Miroșan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori totuși să trec în revistă o serie de indicatori macro din acest buget. N-am să intru în fiecare chestiune punctuală, în investiții, pentru că oricum am trăit cu senzația și trăiesc cu senzația că domn primar a încercat să facă tot posibilul, să prindă nu doar ideile noastre ale administrației și grupului PNL-USR+, ci și să extindă acest proces de bugetare și să culeagă propuneri și idei de investiții de la toate partidele. Exact cum ne-am asumat și cum am și spus și la ședința de început a acestui Consiliu Local și la ședința în care au fost votați viceprimarii, și aș dori să apreciez public această chestiune, pentru că văd în buget și acel studiu de trafic privind reorganizarea circulației pe Inelul Central. Am văzut, de exemplu, strada depoului care trebuie făcută, și asta e o altă idee, de exemplu, a grupului PPUSL, și multe alte idei ale consilierilor locali, pentru că domn primar nu a precizat asta, dar au fost o serie de consultări și discuții cu consilierii locali care au avut loc în aceste zile și în aceste săptămâni. Și trecând peste aceste mențiuni, aș dori totuși să spunem din start. Ăsta este cel mai mare buget al Bacăului din toate timpurile, dacă ne uităm la cifra preconizată. Asta pentru că avem alocare record de la Guvernul României pentru investiții, lucru care nu s-a întâmplat în mandatul anterior, chiar dacă acea administrație a avut o lungă perioadă și guvern, ca să zic așa, de aceeași culoare politică, și pe lângă asta începem și să atragem fonduri europene. De exemplu, anul acesta sunt preconizate 50 de milioane fonduri europene atrase față de propunerea de anul trecut, care era de doar 10 milioane. Deci, vorbim de o creștere de 5 ori. Iarăși, foarte important, începem să înclinăm balanța spre investiții, spre dezvoltare, pentru că de asta ne-am dorit să reprezentăm băcăuanii. Nu doar să menținem o stare de fapt în Bacău, ci să dăm înainte. Tocmai de asta vedeți că bugetul de anul acesta propus de administrația noastră înclină balanța spre investiții. 70% funcționare, 30% investiții, față de anii anteriori, când aveam 80% funcționare, 90% funcționare și doar 10-20% investiții. Și astfel ajungem la suma de 133 de milioane, dublu față de anul trecut, pentru investiții, pentru lucruri care să se vadă în Bacău și care să ducă această comunitate înainte. Și în ceea ce privește funcționarea, chiar dacă toate cheltuielile salariale au crescut și rata inflației își spune cuvântul, totuși, bugetul de anul acesta este cu 8 milioane mai mic pe zona de funcționare. S-au făcut eforturi în acest sens, tocmai ca să avem bani suficienți pentru partea de dezvoltare. Și pentru a spulbera din start orice considerații privind bugetul alocat personalului,
în bugetul de anul acesta personalul va costa municipiul Bacău undeva sub 10%, adică 43 de milioane de lei. Deci ținem aceste costuri sub control, pentru că, așa cum am spus de la bun început, sunt importante investițiile în educație, în spații verzi. Vedem cum, de exemplu, anul acesta, pentru întreținerea parcurilor, pentru zonele verzi și pentru baze sportive și agrement, avem 22, aproape 23 de milioane față de 19 anul trecut. Vedem cum cultura și recreerea câștigă alte 5 milioane față de 33 de anul trecut. Sunt majorări financiare pentru aproape toate domeniile importante din municipiul Bacău și acestea cred că sunt elementele de bază cu care trebuie să plecăm în discuția pe care o vom avea în continuare și sper ca acest buget să rămână unul al dezvoltării, așa cum a fost gândit în aceste săptămâni, în aceste luni, și să nu se transforme într-un buget strict politic electoral. Este un buget care trebuie să ducă orașul înainte pe proiectele pe care le plănuim, mai ales pentru următorul exercițiu financiar. Veți vedea, și am văzut și câteva mențiuni în spațiu public în acest sens, sunt foarte multe studii în acest buget. Da, pentru că, în sfârșit, Bacău pornește pe drumul ales de municipii mari din vestul României. Oradea, Timișoara, Arad, Brașov chiar. De ce credeți că au ajuns la un nivel de 3-1 buget pe fonduri europene, buget local? Pentru că au avut documentații pregătite și atunci când s-au deschis axele, când au fost aprobate programele operaționale, aveau proiecte pregătite și mature, cu studii, cu proiectare, cu toate demersurile realizate. Și tocmai de aceea, anul acesta, veți vedea atât de multe studii, pentru că trebuie să ne pregătim pentru noul exercițiu bugetar financiar, dar și pentru atragerea de fonduri PNRR. Ceea ce bugetăm astăzi pe studii și pe documentații se va vedea în 2-3-4 ani în proiecte de 10 de milioane de euro care vor fi atrase. Și asta cumva, deci pe drumul ăsta trebuie să pornim dacă vrem să prindem din urmă alte orașe vestice. Vă mulțumesc și sper ca dezbaterile să fie constructive. Și eu vă mulțumesc pentru cuvântul dumneavoastră, domnul Ghingheș. Într-adevăr, ați prezentat o perspectivă foarte frumoasă în opinia mea. Sper că ați avut în vedere și ceea ce ne diferențiază pe noi dintr-un oraș moldovenesc de centrele vestice la care vă referiți. Domnul Miroșanu, vă rog să luați cuvântul, se pregătește în continuare domnul Ștefan. Doamnelor, domnule consilieri, rânduială că bugetul este un document fundamental pentru administrarea unui oraș și cu toții ne-am dorit ca el să fie pe cât posibil cât mai generos. Cu toții avem idei, cu toții avem programe, proiecte care dorim să le implementăm. Însă trebuie să ținem cont și de realități. La început de mandat este dificil să constatăm faptul că în momentul de față trebuie să pornim la un drum nou. Drum nou care presupune în primul rând o serie întreagă de sacrificii și, bineînțeles, înseamnă implementarea unei viziuni. Ne dorim cu toții ca municipiul Bacău, în următorii 4 ani de zile, să pornească pe o dezvoltare așa cum merită. Apreciez deschiderea spre dialog și știu că împreună cu toții am avut discuții, am avut dezbateri, ne-am consultat, în așa fel încât, așa cum am gândit fiecare dintre noi, ideile noastre să fie, să regăsească în acest proiect de buget. Bineînțeles, fiecare după dorințe și după intențiile, să zicem așa, personale. Și nu neapărat. Însă, ca o concluzie, aș vrea să apreciez faptul că în momentul de față avem pe masă un buget echilibrat, un buget care poate să genereze dezvoltare pentru municipiul Bacău. Sunt foarte multe proiecte inițiate, așa cum spunea și colegul meu, foarte multe proiecte în faza de studii de fezabilitate, lucru care este îmbucurător pentru că poate să genereze o direcție pe care o putem urmări împreună următorii 4 ani de zile. În urmare, grupul consilierilor locali
PNL-PMP susține acest proiect de buget și ne dorim ca împreună în acest an să putem deschide o perioadă de dezvoltare pentru municipiul Bacău. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnul Miroșanu. Are cuvântul domnul Ștefan, se pregătește domnul Chirilescu. Da, mulțumesc, domnul președinte, domnule primar, stimați colegi consilieri. Eu vreau să abordez câteva chestiuni punctuale pe buget și aici mă voi referi la investiții. Fac parte din Consiliul Local de aproximativ 10 ani. Am mai văzut aceste investiții, cred că la fiecare buget, unele dintre ele cred că au mai bine de 10 ani. Domnule primar, arată foarte bine acest proiect de investiții, însă cu toată sinceritatea vă spun că cred că vă trebuie vreo 3 mandate ca să le realizați. De când ați intrat în primărie, ca și edil al nostru, v-am spus să vă gândiți în cei 4 ani de mandat care sunt investițiile unde veți tăia panglica la sfârșitul primului mandat. Să știți că băcăoanii vor fapte și dacă mergem în fața lor cu acest tabel de investiții sau aceste puncte, cu siguranță cu toții vor fi de acord. Și trebuie să le spunem și când vor fi finalizate. Că e simplu să treci într-un buget și de ani de zile, v-am spus, mă uit pe bugetul de investiții, sunt aceleași străzi, sunt aceleași obiective, an de an, an de an, dar ele nu s-au realizat. Cred că ar fi trebuit să facem o listă de investiții mai suplă, mai ancorată în realitate, mai obiectivă, care să răspundă nevoilor cetățenilor pe termen scurt și mediu. Într-adevăr, Bacăul are nevoie și de proiecte mari. Nu? Și v-am dat exemplu, stadionul, al doilea pod peste Bistrița și alte proiecte care cu siguranță pot fi făcute doar cu bani de la nivel național sau nivel european. Noi aici avem un buget, zic eu, mediu. Am văzut că ați ieșit în spațiu public și dumneavoastră și un domn viceprimar spunând că este cel mai mare buget. Atenție mare când facem astfel de afirmații, pentru că băcăoanii au și așteptări. Niciodată în vechea administrație n-am ieșit să spun că e cel mare buget. În momentul când este cel mare buget, domnule primar, băcăoanii se așteaptă de-a doua zi să curgă lapte și miere. Și credeți-mă că știu ce spun. Am să revin la câteva chestiuni punctuale și am să încep cu străzile. Mă bucur că ați realizat, și cred că și colegii din primărie, că nu putem trece în fiecare an toate străzile care necesită reabilitare în municipiul Bacău. Din experiența mea de consilier și viceprimar, vă spun că bugetul Bacăului poate suporta 4-5 străzi reabilitate pe an. Nu 40 câte mai sunt de făcut. Ați prins aici străzile Siletului, Salcii, Plungea, Blatului și Corbului. Aș vrea ca la execuția bugetară din decembrie 2021 să mergem împreună pe aceste străzi cu domnii viceprimari și să ne bucurăm de realizarea acestor străzi, domnule primar. Sunt obiective realiste aceste străzi. Tot aici aș menționa reabilitarea casei Rafaela, pe care și eu am susținut-o foarte mult. Este o casă și un obiectiv de patrimoniu local și național. Ea este astăzi deplorabilă. Mi se pare că am primit și o amendă la Ministerul Culturii pentru că nu am făcut nimic acolo. Odată reabilitată, ea poate găzdui acolo o grădiniță, un centru de zi, orice. Este imperios necesar să reabilităm această casă. De asemenea, apreciez că ați pus pe lista de investiții construirea stadionului municipal pe strada Ștefan Gușă. A trecut campania electorală, am ajuns în Consiliul Local, dumneavoastră primar, noi ceilalți candidați care am avut proiect stadionul municipal, eu de la început l-am văzut în strada Gușă, alți candidați l-au văzut doar acolo.
Îmi mențin punctul de vedere că un stadion modern, european, cu norme UEFA, poate să funcționeze doar pe strada Cușă și ar fi păcat pentru Bacău și Băcăuan și pentru iubitorii de fotbal că atâta timp cât încă în fruntea Federației Române de Fotbal se află un Băcăuan, Bacău să fie vitregit și să nu aibă un stadion și o echipă de fotbal în prima ligă. Ar trebui să vă așezați la masă cu toți factorii decidenți, aveți un guvern favorabil la București, aveți un președinte de fotbal la Federație Băcăuan, faceți toate demersurile domnului primar ca la finalul mandatului să avem un stadion modern la Bacău. Pe Ștefan Gușă, da. Și încă o chestiune. La începutul listei de investiții am văzut că a trecut domnule primar foarte multe creșe și grădinițe. Sunt aceste proiecte de investiții de 3 ani. În 2016, când am ajuns viceprimar, era un deficit de aproximativ 300 de locuri în creșele din Bacău. Am reușit pe termen scurt să amenajăm niște spații care aparțineau atunci centrului bugetar și am ajuns undeva la jumătate locuri de deficit. În paralel, am făcut niște proiecte pentru construirea unor noi astfel de locuri de creșă. Astăzi ne apropiem, din păcate, iarăși de cifra din 2016, de 300 de locuri în așteptare în creșe. Băcăuanii nu au nevoie astăzi, când își scriu copiii în școli, creșe, grădinițe, să apară în lista de investiții, iarăși, foarte multe astfel de obiective, dar fizic, efectiv, să nu poată să beneficieze. Aș vrea să-mi răspundeți astăzi, domnule primar, care din aceste creșe și grădinițe aparțin Consiliul Local și care altor centre bugetare, pentru că ați trecut aici Centrul Bugetar Mihai Drăgan, deci este un alt centru, cine va face creșa de acolo? Consiliul Local, Primăria Bacău sau Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean? Cine va face creșa de la Nicu Ienea? Cine va face creșa de la Colegiul Carpen? Pentru că timpul trece, părinții au nevoie astăzi de locuri în creșe și grădinițe. Și un ultim punct care aș vrea să vi-l aduc la cunoștință și sper ca și ceilalți colegi să găsim astăzi o soluție. Am văzut că ați trecut în lista de investiții sala de sport la Domnița Maria, foarte bine, cred că fiecare școală din municipiul Bacău are nevoie de sală de sport, dar nu trebuie să uităm de construirea unei sală de sport la Colegiul Ion Ghica, Colegiul Economic. Este colegiul domnului primar cu cei mai mulți copii din municipiul Bacău și de ani de zile se chinuie să obțină o finanțare pentru o sală de sport. Repet, este colegiul cu cei mai mulți elevi din municipiul Bacău. Și rog colegii consilieri astăzi, care fac parte din Consiliul de Administrație de la Colegiul Ion Ghica, să facem un amendament, sau dumnealor să facă, pentru că știu mai bine situația de acolo, să trecem pe bugetul de investiții și o proiectare pentru sala de sport la Colegiul Ion Ghica. Și vreau să vă mai întreb dacă anul acesta corpul nou de la grădinița Crainou, de la grădinița 18, care l-am început acum câțiva ani cu surle și trâmbețe atunci că desființăm, dărâmăm, facem, ajunge terenul în proprietatea nu știu cui, iată că astăzi se confirmă că acolo am avut intenții bune, grădinița nu era în condiții tocmai optime de siguranță și aș vrea să știu, domnule primar, punctual să-mi spuneți astăzi ce v-am întrebat, dacă corpul este gata și celelalte creșe le face Consiliul Local, le face Ministerul sau centrele bugetare pe care le-ați specificat dumneavoastră în lista de investiții. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnul Dragoș. Ia cuvântul domnul Chirilescu, se pregătește domnul Manolache. Dacă domnul primar poate să răspundă acum sau la final? Vă răspund. Vreți să răspundeți în acest moment? Deci, eu n-aș fi vrut ca această discuție să o transferăm într-un dialog de vorbe.
Deci dacă discutăm pe buget, discutăm punctual pe alocări de sume, așa că cerem socoteală unul de la altul, nu știu. Dacă aveți un amendament, îl punem în discuție. Domnul președinte, dacă domnul primar vrea să răspundă, lăsați-l să răspundă. Da, nu e o problemă, că eu îi dau cuvântul, dar vorbesc așa ca și păi am pus câteva întrebări punctuale. Generală, da. Dar nu sunt generale, sunt punctuale, pe lista de investiții. Da, gata, am înțeles. Dacă așa vreți, așa facem, nu e nicio problemă. Eu nu văd constructivă discuția asta în dialog pe buget, da? Cum doriți dumneavoastră. Vă rog, domnul primar, luați cuvântul. Deci, la creșe avem mai multe faze. De exemplu, creșele 3 și 9 sunt finanțate prin POR. Contractele sunt deja semnate, anul acesta urmează să înceapă lucrurile. La Nicu Ienea, ca și la altele, avem parte de studii prima oară. La sala de sport Ghica este deja finanțat modernizarea acolo pentru șarpant. Sper că asta a răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Domnul Chirilescu, vă rog să la Mihai Drăgan, domnul primar, la Mihai Drăgan. Ce se întâmplă la Mihai Drăgan? Permiteți-mi să verific și vă răspund. Bine, o să luați cuvântul. Domnul primar, notați, vă rog, toate problemele și luați cuvântul la urmă. Eu cred că e mai bine când ne încurcăm aici cu ședință. Domnul Chirilescu, se pregătește domnul Manolache. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor, o să doresc să redau cuvântul reprezentanților Asociației Elevilor și în speță domnișoarei Ioana Nunu, care dorește să-i dea o replică domnului primar cu privire la subiectul burselor. Vă rog să luați din timpul meu pentru a-i atribui dumneavoastră câteva secunde să se exprime. Mulțumesc mult! Mulțumesc, pot să vorbesc și aici. În legătură cu... Mulțumesc! Mulțumesc pentru cuvânt, domnule Chirilescu. În legătură cu ceea ce a spus domnul primar, în legătură cu bursele, vreau să fac o mică completare. În primul rând, noi ne-am întâlnit cu domnul prefect în urmă cu o săptămână și i-am comunicat toată situația cu bursele la nivel județean, pentru că pe noi ne preocupă și la nivel județean această situație. Vreau în primul rând să salut decizia Consiliului Local de a aproba o hotărâre de Consiliul Local pentru burse, o hotărâre care are numărul real de beneficiari, doar că totodată vreau să precizez un simplu lucru. Domnul prefect a trimis o circulară către toate primăriile, o circulară care conține o adresă a Societății Academice Române în parteneriat cu asociația noastră. La punctul 5 scrie așa: în cazul în care sumele provenite din bugetul de stat pentru plata burselor la nivelul cuantumului minim sunt insuficiente, autoritățile publice locale au în continuare obligația de a aproba și plăti bursele către elevi din venituri proprii ale bugetului local, conform articolului 105 alineatul lui litera D, după cum vi l-a citit și colegul meu. Așadar, vreau să fac o rugăminte către tot Consiliul Local. Vorbesc în numele tuturor elevilor în momentul acesta. Vrem să bugetați bursele astfel încât să se respecte 100% toate criteriile din acel ordin de ministru. Pentru că, totodată, mai am o hârtie aici. Da, într-adevăr, domnule primar, ISJ-ul vă transmite un număr de beneficiari, respectiv numărul de beneficiari din prima hotărâre. Totuși, Vasile Alexandrie a trimis către dumneavoastră numărul total de beneficiari pe care l-a trimis și ISJ-ului, 699. Iar doamna Gabriela Bucur, din partea primăriei, i-a răspuns în felul următor: vă rog să citiți cu atenție mesajul și trimiteți numărul de burse de merit împărțit pe categorii conform anexei 5. Acea anexă 5 se află în decizia ISJ-ului. Decizia ISJ nu este ierarhic superioară unei legi. Acea decizie doar informează cum au fost repartizate sumele de la stat. Nimic mai mult, nimic mai puțin. În acea decizie sunt doar 3265 de beneficiari pentru tot municipiul Bacău. O diferență enormă, peste 7000 de elevi riscă, dacă nu există sume în bugetul local, să nu primească burse. Adică totuși să ne gândim că, da, salutăm decizia de a acorda burse, că dacă era rea credință, nu se acordau bursele și sunt sigură de acest lucru. Și în ultima lună chiar colaborăm cu Primăria Municipiului Bacău, în ciuda faptului că am fost puțin mai acizi în presă în lunile anterioare. Dar în ultimul timp vrem să găsim soluții. Și din acest motiv vreau să se înțeleagă foarte clar că noi suntem aici pentru și cu elevi și vorbim în numele lor. Așadar, vreau să vă pun o întrebare. Doriți să acordați aceste burse în baza deciziei numărul 150? Pentru că acesta este răspunsul primăriei către Vasile Alexandrie. Totuși, să luăm în calcul faptul că
o decizie a ISJ-ului nu este ierarhic superioară legilor menționate de colegul meu și să luăm în calcul că nu stă în marja de apreciere a autorităților locale să stabilească alte criterii decât cele din lege, cum nu stă nici în marja de apreciere a deciziei ISJ-ului să stabilească sau să oblige autoritățile locale să dea alt număr de burse. Așadar, întrebarea mea este... Chiar în funcție de bugetul care se va vota astăzi și am încredere în consilierii locali că vor milita pentru elevi, pentru că e dreptul lor și dacă nu se va da acest proiect de hotărâre legal, cu siguranță consecințele vor exista. Și întrebarea mea este simplă. Doriți să dați această hotărâre în urma deciziei, pentru că totodată ați condiționat-o cu sumele provenite de la stat. Chiar dacă sunt insuficiente, trebuie finanțate și, repet, am încredere în consiliul local. Și salut încă o dată inițiativa de a acorda burse elevilor și de a-i sprijini cu... toate sumele. Mulțumesc. Domnișoare, când puneți o întrebare, trebuie să aveți și o persoană căreia să o adresați. Dacă o adresați domnului primar, el nu vă poate răspunde, că nu el face hotărârile. Dacă o adresați Consiliului Local, suntem 23 de oameni care nu vă putem răspunde. Eu cred că am fost destul de clar la începutul ședinței când v-am ascultat și pe dumneavoastră și pe colegul dumneavoastră. Am înțeles care este durerea elevilor Băcăuan și vă asigur că n-am trecut-o cu vederea. Rugămintea pe care eu v-am adresat-o este să luați loc și să urmăriți ședința. Bugetul nu s-a dezbătut încă. Tocmai de aceea, pentru că o să fie dezbătut, am menționat faptul că am încredere în toți consilierii locali. Mulțumesc. Punctul dumneavoastră de vedere este suficient. Domnul Chirilescu, am înțeles că dumneavoastră ați dat cuvântul în lipsa mea, doamnei, domnișoare elev. Rugămintea mea ar fi să nu mai dați cuvântul cu de la dumneavoastră putere. Deci ați avut cuvântul, mai aveți ceva să ne spuneți? Vă rog, spuneți dacă aveți ceva să ne spuneți, dacă nu să ne oprim și să ia cuvântul domnul Manolache. Aș mai avea ceva de adăugat, dar aș dori să menționez că am solicitat acest acord cu permisiunea dumneavoastră și a colegilor. Am menționat acest lucru, da? Da, aș vrea să se consemneze acest două lucru. Secunde și să n-ați fost dumneavoastră probabil atent și din cauza asta. Vă rog, da. Bun. Aș vrea să fac câteva observații de formă, în primul rând, în ceea ce privește modul în care a fost întocmit proiectul de buget, modul în care a fost comunicat, dar am să mă opresc până sunteți toți atenți, că sunt lucruri importante. Vreau să fiți atenți, dragi colegi, să vă opriți puțin din ceea ce faceți și să mă ascultați. Se poate? Ok. Domnule primar, și aici o să vă rog să și răspundeți, că vă voi adresa câteva întrebări. În ceea ce privește modul de organizare și de concepere a proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului pe 2021, la pagina 162 din documentul trimis la MAPĂ, se specifică următoarele. La partea de venituri s-au stabilit sursele de venituri în funcție de baza legală a încasărilor, de nivelul impozitelor, taxelor și tarifelor, frecvența încasărilor, precum și prevederile legale privind transferurile, cotele și sumele încasate din unele venituri ale bugetului de stat. Vreau să vă aduc aminte că în conformitate cu prevederile legii 227 din 2015 privind codul fiscal și a articolului alineatul 2, articolul 5 alineatul 2 din legea numărul 273 pe 2006, actualizată, a finanțelor publice locale, la alineatul 2, fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Am vorbit despre această inventariere a materiei impozabile și în cadrul ședinței din decembrie și tot vă spun despre acest lucru și nu regăsim această inventariere. Nu există la MAPĂ acest document, deși legea prevede. Nu știu cum ați făcut evaluarea în ceea ce privește veniturile, bănuiesc că v-ați îndreptat sau ați folosit datele de anul trecut, dar vă spun că legea vă spunea că trebuia să faceți această inventariere a materiei impozabile, care nu este la dosar, repet, nu se regăsește la dosar. Da? Acesta este un aspect. Acesta este un aspect. Vreau să vă spun, domnule primar, că a picat din nou testul transparenței, dar nu sunteți atenți la mine și probabil că o să vorbesc mai mult cu colegii mei. A picat din nou testul transparenței și aici mă refer la modul de convocare a ședințelor. Și aici cred că domnul Ghingheș e în asentiment cu mine că mereu a militat pentru acest lucru, să fie convocate în mod corect, transparent și pe site-ul instituției și așa mai departe.
Haideți să facem un exercițiu, să vă uitați cu toții acum pe pagina de internet a municipiului Bacău și să-mi spuneți și mie dacă găsiți documentele de convocare și proiectul de buget, așa cum ar fi fost normal să îi putem informa pe toți cetățenii. Pentru că dacă vă uitați, acestea nu există, domnule primar. Domnul chiar Chirilescu, vă rog să vă opriți o secundă. Domnul Ștefan, domnul Pișta, doriți să țineți o ședință separată? Este loc în afara sălii. Noi am dorit să ne ținem ședința aici, vă rog. Vă mulțumesc. Domnul Chirilescu, vă rog să continuați. Domnul primar, vă rog să vă notați. Mulțumesc, domnule președinte. V-aș ruga și fac apel la dumneavoastră să ținem această ședință așa cum se țin ședințele unui consiliu local, așa cum îi șa de bine unui consiliu local. Sunt de față elevi, sunt de față persoane din altă parte care nu cred că își doresc să vadă ceea ce în realitate văd aici. Deci, domnul Chirilescu, vă rog frumos. Unde? Da. Nu, nu, lăsați-l pe domnul Chirilescu să termine. Și aș vrea să corectez. Corectați, domnul. Deci pe site-ul primăriei, da, exact în locul în care este indicat, conform legii monitor oficial, veți găsi și dispoziția de concurare și proiect de buget. O să vă trimită domnul Popovic din nou, pregrup de consilier. Puteți să-mi trimiteți acum, eu vă spun de adresa care a fost menționată în convocatorul nostru, domnule primar. Eu vă spun, eu citesc despre textul din mail-ul pe care aparatul dumneavoastră l-a trimis către deci, consilier. Dispoziția de convocare, cât și proiectul de buget sunt pe site la capitolul indicat conform legii monitor oficial. Eu vă spun că conform informațiilor de pe mail, nu sunt. O să vin cu telefonul la dumneavoastră și facem proba, ca să vedeți. Bun. Bine, domnul Chirilescu, vă rog, continuați-vă cuvântul. Aș vrea să continui și să îi dau o replică domnului viceprimar Ghingheș, pentru că în ceea ce privește afirmația că proiectele tuturor consilierilor au fost considerate de către domnul primar, aceasta nu este adevărată. Am fost primul consilier local care a depus în data de 8 a 4-a 2021, prin numărul de înregistrare 126-525, în cel mai transparent mod posibil, un document de 5 pagini care prevedea propuneri în vederea introducerii în proiectul de buget a municipiului Bacău pentru anul 2021 a două inițiative ce mi aparțin. Am fost la consultări împreună cu domnul primar și cu încă 4 funcționari, am fost 5 persoane și eu. Discuțiile au durat cam 2 ore și ceva și au mers mai mult în sensul eliminării propunerilor mele și mai puțin a considerărilor. Din acest motiv, am ținut să menționez acest lucru și să-i dau o replică domnului Ghingheș, că cel puțin în cazul meu, iată că propunerile pe care le-am făcut într-un mod transparent, cu document cu număr de registrare, cu 12 zile înainte de ceea ce se întâmplă astăzi, nu au fost considerate sau parțial considerate. O să vorbesc despre proiecte exact în momentul în care vom face amendamentele, ca să nu vă mai rețin pe această speță. Sunt bucuros, ca să punctez și un aspect pozitiv al acestui buget, sunt bucuros de faptul că domnule primar a prins în acest buget și unul dintre proiectele mele cu care am venit în campanie, și aici mă refer la parcările supraetajate, supraterane, de pe Bulevardul Unirii cu 9 Mai. Într-adevăr, în campanie electorală am realizat un clip exact de acolo și cred că acea zonă trebuie să aibă o nouă formă, trebuie schimbată și din acest punct de vedere vă susțin demersul de introducere în buget a unei sume pentru a reuși să schimbăm fața acelei zone. Deocamdată atât, dau cuvântul colegilor mei și voi reveni în a explica amendamentele propuse de mine către dumneavoastră și care nu se regăsesc în proiectul de astăzi. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnul Chirilescu. O să dau eu cuvântul colegilor care urmează, dacă nu vă supărați. Domnul Manolache, aveți cuvântul, se pregătește domnul Diacon. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor consilieri, stimați invitați, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, astăzi suntem în fața celui mai disputat proiect dintr-un an calendaristic, proiect intitulat Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău. Să știți că dacă n-aș fi parcurs tot proiectul pe toate secțiunile, pe toate capitolele și subcapitolele și l-aș fi ascultat pe domnul primar, aș fi zis că este un buget
nemai întâlnit, așa cum l-a prezentat dânsul, nemai avut până acum, și un buget în urma căruia, dacă se fac investițiile prinse, Bacăul înflorește peste noapte. Exact ca în poveste. Dar, spre neșansa lui și spre șansa noastră și a băcăuanilor, am parcurs acest proiect de buget, consultându-mă și cu colegii din grupul politic ASU și cu colegii din grupul politic de la Pro-România și cu domnul consilier independent Dorin Chirilescu, și am găsit, parcurzând tot acest proiect de investiții, foarte multe sume prinse, în dreptul căruia se afla o singură propoziție și alte cheltuieli. Sume mici, de altfel. Dar, după ce am ajuns la sfârșitul acestor secțiuni, unde am găsit aceste sume prinse sub această titulatură prezentată, după ce le-am adunat, ne-am dat seama că este vorba de zeci de milioane de lei. Nu știu pentru cine erau pregătiți acești bani. Bănuiesc că unii din acoliții USR-ului și al PNL-ului stau și urmăresc astăzi ședința online, își freacă mâinile că vor intra în posesia acestor bani prin diferite tertipuri care sunt bine cunoscute de cei care fac administrație. Le transmit un mesaj pe această cale să nu-și mai frece mâinile, că nu vor mai fi bani sifonați din bugetul public, cel puțin anul ăsta, și atât cât noi, cei 12 consilieri, vom funcționa și vom lucra și vom delibera în Consiliul Local în interesul cetățenilor și al Bacăului. Mergând mai departe, am urmărit proiectele mari de investiții. Mi-a atras atenția Spitalul Municipal. Un proiect de investiții care a fost început în anul 2005, din perioada primarului Stavarache, cu susținerea Partidului Național Liberal, și iată că început de atunci, nici astăzi, nu este finalizat, deși, dacă ar fi fost finalizat, cât de bine ne-ar fi prins acum în situația asta de pandemie prin care trece România și prin care trece omenirea. Dar, a fost tot timpul folosit ca un pretext sau ca o pârghie de manipulare în spațiu public de toți care au candidat la primărie până acum. Și eu sper că noi, cei din grupul celor 12 consilieri care muncim și deliberăm în interesul cetățenilor municipiului Bacău, am găsit sume care le vom aloca în plus față de cele alocate de actualul executiv. Mergând mai departe, domnule primar, dacă nu sunteți băcăuani, să știți că suntem aici crescuți, ne dezvoltăm afacerile aici în Bacău, plătim taxe și impozite locale, ne creștem copiii aici și vrem să creștem copii sănătoși în municipiul Bacău. Avem celula 1 de la groapa de gunoi, care toți primarii care au fost până acum au ocolit-o. Dar de fiecare dată, și vă aduc aminte că acum câțiva ani, poate dumneavoastră nu erați prin Bacău atunci, a luat foc și vântul bătea dinspre sud și tot fumul l-a împins spre oraș. Iar noi, cetățenii, am fost obligați să inhalăm acel fum toxic, care nu face deloc bine sănătății. Și o aduc în discuție pentru că reprezint și Partidul Ecologist Român și am găsit și aici o sumă de bani să-i alocăm din buget de la acele mici tertipuri pe care dumneavoastră le-ați schițat printr-o singură frază în limba română și alte cheltuieli, să-i alocăm o sumă de bani să o ecologizăm. V-am văzut postarea de pe Facebook, rușinos din partea dumneavoastră. Pe mine nu mai puteți dezamăgi pentru că ați făcut-o de la începutul mandatului. Noi, consilierii locali, nici nu primisem, stimați colegi, și cei de la PNL, și cei de la PMP, și cei de la USR, nici nu primisem materialele pentru ședința de astăzi, iar dânsul, primarul Bacăului,
postat deja pe Facebook că astăzi este ziua decisivă pentru stadion. Și parcurgând proiectul de buget, am văzut că dânsul și actualul executiv nu au prins decât bani pentru studiu de fezabilitate. Și atât, nimic altceva. Și nici de cum, și nici de cum bani pentru investiții. Tot noi, acest grup de consilieri care lucrăm în interesul băcăuanilor, și se va demonstra acest lucru, am găsit sume de bani ca să nu facem doar studiu de fezabilitate, ci domnul primar și executivul să treacă la treabă și să investim începând de acest, din acest an pentru acest proiect. Deci, da, într-adevăr, este o zi decisivă pentru noi și pentru băcăuani, că am găsit noi bani pe care îi vom aloca pentru începerea lucrărilor la stadionul municipal, nu pe Ștefan Gușe, ci acolo unde el este astăzi amplasat, pentru că acea zonă, acel stadion, are o încărcătură istorică cu rezultate sportive recunoscute la nivel național. Dacă dumneavoastră aveți alte interese, vă rog să le spuneți aici și nu în altă parte, dar noi rămânem fermi pe poziția ca noul stadion să fie făcut pe poziția actualului stadion, care este o ruină adusă în această stare tot de administrația PNL. Deci trebuie să fim foarte clari și să spunem lucrurilor așa cum sunt ele. Am văzut că ați prins insula de agrement. E foarte bine. Ea trebuia finalizată de mult și noi suntem de acord să alocăm bani ca ea să fie finalizată și să o punem la dispoziția păcăuanilor, fără să găsim tot felul de tertipuri, de aparate, de taxare la intrare. Lăsăm toți băcoanii care vor să meargă la insulă gratis, fără taxe, fără alte costuri, să meargă să se relaxeze, să se destindă într-o zonă de agrement mai decentă decât celelalte pe care le poate oferi astăzi municipalitatea. Mergând mai departe, să știți că ne-am uitat un pic și în programul dumneavoastră din campania electorală. Și am sunat foarte interesant pentru noi, cum și cred că și pentru cetățenii municipiului Bacău, acel proiect care face vorbire despre trenul urban. Domnule primar, când ați fost corect cu băcăuanii, când le-ați spus că le faceți tren urban, parcări plutitoare pe Bistriță și alte investiții pe care le-ați prezentat în programele dumneavoastră de campanie, sau acum, când veniți doar cu acest proiect și doar cu bani pentru studiu, nu și bani alocați să înceapă investiția pentru trenul urban. Deci noi ne-am gândit să vă ajutăm aici, că dumneavoastră n-ați găsit bani, și o să alocăm și pentru acest proiect al dumneavoastră propus în campania electorală o sumă în plus să treceți la treabă. Și vreau să văd un executiv începând de mâine că trece la treabă, pentru că în primele 6 luni de mandat n-ați livrat nimic. Nu vreau să vă spun administrația zero, pentru că nu vă ridicați la nivelul actual fostei administrații, încă n-ați ajuns la nivelul ei. Sunteți sub zero. Mergând mai departe, ați prezentat în bugetul dumneavoastră, la capitolul educație, că ați alocat bani mai mulți. Și iată că avem aici îngerii educației, îngerii băcăuanilor, care vă contrazic. Noi vă știm că sunteți mincinos, pe noi nu ne mai surprindeți. Dar ați încercat să îi surprindeți și pe ei. N-ați reușit, pentru că sunt mai inteligenți decât dumneavoastră. Și am găsit și vom găsi, și o să stați până la urmă să vedeți, că sunt bani și pentru reîntregirea sumei totale ca să vă primiți bursele. Acum l-am avut pe domnul președinte al Clubului Sportiv al Băcăuanilor. Nu este nici al primăriei, nu este nici al domnului Gavriliu, nici al primarului Visteu, nici al consilierului Manolache, este clubul tuturor băcăuanilor. Domnule primar, în campanie mi-aduc aminte că le-ați promis un buget mai mare decât cel oferit de administrația anterioară. Iar dumneavoastră veniți acum și îl diminuați. Și veniți cu exemple contrare, cel puțin dovedite de domnul antrenor din alte municipii, ca să ne faceți pe noi să înțelegem că este
sau poate funcționa și cu un buget pe care dumneavoastră l-ați prevăzut. Eu vă spun că nu se poate face performanță fără bani. Iar și aici, noi, cei 12 consilieri care deliberăm în interesul cetățenilor din municipiul Bacău, vom găsi bani și vom aloca prin amendamentul care îl vom propune. Deci, domnule Gavriliu, stați liniștit că noi suntem băcăuani, iubim sportul și iubim băcăuanii și vrem ca să avem o comunitate de oameni sănătoși, sportivi și în plină mișcare, nu oameni bolnavi și poluați din cauza tuturor obiectivelor începute și nefinalizate de administrațiile anterioare. Tot în buget am convenit cu toți colegii din acest grup de lucru să fim foarte atenți la modul de atragere, implementare și finalizare a tuturor proiectelor pe fonduri europene.